Obârșia de Câmp a devenit una dintre cele mai răfnite comune din Mehedinți, iar comuna Cușmir, locul unde se află evidența populației din această zonă și locul unde cei care își doresc să-și mute domiciliul la Obârșia de Câmp pot face acest lucru, a devenit neîncăpător pentru sutele de cetățeni din toate colțurile județului, care și-au mutat reședința în singura comună din Mehedinți în care vor avea loc alegeri pe 27 iunie. Conform informațiilor apărute în public, conducerea PNL a obligat toți directorii și consilierii județeni să aducă câte 20 de persoane pentru a vota duminică candidatul liberal. Nervozitate dusă la extrem de oamenii care au fost prezenți astăzi în comuna Cușmir pentru a-și face viză de flotant pentru comuna Obârșa de Câmp. Probabil că cei din PNL sunt supărați pentru faptul că mass media arată opiniei publice și jocuri murdare fac și și-au pus oamenii să agreseze presa care își făcea doar datoria. Nici ți-e rușine, ne simți, pule, care ești. Dar de ce mă faci nesimțit? Pentru că ești nesimțit, nu te-a trecut de aici. Ești pe domeniul public? De ce o filmez omul cu forța? Dar nu contează, domnule, mă filmez cu forța! Nu, pe domeniul public are voie. Păi n-are voie, dar lumea cu permisiunea mea! Sunteți ăștia-i bă... Lucrurile au atins însă cote alarmante. Unul dintre colegii noștri a fost chiar lovit de către un cetățean supărat pe faptul că reprezentanții mass media se află în acel loc, putând astfel să le dejoace planurile. De ce filmezi mașina mea? Este pe spațiu public. De ce mă și dar? De ce mă filmezi cu forța? Din păcate, se pare că informațiile noastre se confirmă, iar comuna Obârșa de Câmp devine un câmp de luptă cu arme murdare, în care candidatul PNL, dar și conducerea județeană PNL, sunt dispuși să calce pe cadavre pentru a câștiga conducerea primăriei.